Dragi concetățeni, eu vreau să vă mulțumesc sincer că dumneavoastră ați crezut că se pot delega oameni demni în Parlamentul Republicii Moldova. Vreau să vă mulțumesc că astăzi ați fost activi, atât în interiorul țării, cât și cei care sunt în afara țării. Vreau să mulțumesc colegilor mei din teritoriu, activiștilor noștri care au lucrat foarte mult în această campanie electorală. Noi am avut o campanie foarte activă, foarte dinamică și din calculele noastre și evidența internă avem și rezultate pe măsură. Blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor va înregistra un rezultat bun, destul de bun în această campanie electorală. Vreau separat să mulțumesc colegilor din Partidul Comuniștilor, cu care am creat o echipă și în mai puțin de două luni, mâine se împlinesc două luni când am semnat acordul de coaliție cu domnul Voronin, în mai puțin de două luni am reușit să muncim ca o echipă adevărată, o echipă unită. Eu sper foarte mult și sunt sigur că și după ziua de mâine, când vom ști rezultatele preliminare, noi, stimați colegi comuniști, vom lucra împreună, vom munci împreună, cot la cot, în Parlamentul Republicii Moldova, așa cum își doresc alegătorii noștri care astăzi ne-au votat. Ne-au votat pe noi împreună. Începând cu ziua de mâine, sper să fie destul de repede aprobate rezultatele alegerilor, va începe o nouă etapă în Republica Moldova. Eu vreau să vin cu un mesaj către toți deputații care vor fi aleși și vor primi mandatul din partea cetățenilor. Noi nu trebuie să admitem alte crize politice. Repet, oamenii astăzi au ieșit masiv la vot. Și au votat pentru noi. Da, există probabilitatea că vor fi un parlament doar cu două partide. Este și așa ceva. Maximul trei. Din ceea ce vedem noi preventiv. Dar noi nu trebuie să admitem noi crize politice. Din nou, dizolvări de parlament și așa mai departe. Ar fi bine să fie o perioadă de stabilitate. Oamenii aceasta așteaptă de la noi. Acest lucru mi l-au spus la toate întrevederile. Gata, alegerile au trecut. Au mai rămas câteva secții de votare deschise peste hotare. Alegerile au trecut, am tras linie. S-au terminat cu războaiele, s-au terminat cu declarațiile, s-au terminat cu tot felul de... Am tras linie. Acum noi acumulăm toate încălcările care au fost depistate pentru a lua decizia finală ce facem mâine, contestăm, nu contestăm, deci acum totul se acumulează, dar haideți să fim responsabili. Gata, s-a terminat. Alegerile s-au finalizat. Am pus punct. Încă o dată mulțumesc tuturor. Noi vom fi aici pe loc. Așteptăm rezultatele care vor veni în primele în decurs de 20-30 minute. Știu că astăzi s-au făcut unele măsurări, nu le-am făcut pe noastră interne. Măsurările care s-au făcut, așa numitul exit poll la telefon, care am auzit, nu știu, să credem în el sau nu, dar atunci când minimul 50-60% din cei care îi întreb nu vor să răspundă, își pun receptorul când aud, când îi întreb, ați fost la vot? Că nu e receptor. Alții au spus că nu răspunde. Deci, haideți să așteptăm rezultatele finale. Ce zice rezultatul? Totul e bine. Totul va fi bine. Ce înseamnă rezultatul pentru PSRM? Știți, la o emisiune care am fost, stați să vedeți microfonul celălalt ce să nu, ultima la Prime, care am fost emisiune publică, la jurnal nu mă chemați, m-am dus la Prime, și m-a întrebat, cum credeți, blocul să treacă în Parlament? Rezultatul e foarte bun. Eu cred că avem un rezultat pe așteptate. Va fi sau nu majoritatea la cineva? Eu cred că este foarte prematur să spunem. Noi am văzut și structura alegătorilor care au ieșit în interiorul țării. Am văzut prezența din diaspora. Am văzut prezența din stânga Nislu. Cineva se temea că o să fie, Doamne ferește, ce? Noi le toți am spus, liniștit, calm, fără provocări, trebuie să trecem acest scrutin. Deci eu vă mulțumesc că la această oră ați venit aici la noi la oficiu. Cred că nu mai venim astăzi. Sănătate!